la o afirmație la cineva, la un spiritualist. Zicea că prezent. Ce-i prezent? Prezentul acum vine și acum o trecut, acum o trecut. Așa e prins doar după o afirmație simplă că nu trăiesc niciun prezent. Niciun prezent. Nu poți să faci o afirmație în spiritualitate, de ce nu ăsta? Prezentul e aici, uite, o și trecut. Sau uite, deja e viitor. Doar în afirmații se pot prinde oamenii care nu trăiesc în prezent. Și vă explic, doar prezentul există. Nu există trecut, viitor. Cum să vă explic? E prezent, 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 nu trecut. Nu trecut, e tot prezent. V-am mai spus despre prezent că nu se poate înțelege mental. Dar eu pot să prind mentalul care a făcut afirmația asta, că e prezent, o și trecut, o și trecut. Sau e prezent, e viitor deja. Nu, nu, vezi, nu, orice afirmație vine din psihică făcută în felul ăsta, se vede că omul ăla nu trăiește prezent. Pentru că doar prezentul există. Și în prezentul ăsta se schimbă multe. Și asta nu-i corect, că se schimbă multe. Ei numai prezent. Viitorul și trecutul sunt mentale, le putem folosi, dar nu străibile. Gândirea, mai devreme mi-am curățat camionul, tot l-am predat, după aia am luat mașina mică și m-am pornit la drum. Oriunde în secvențele astea rămân în minte, rămân în memorie, dar și când am curățat camionul și când conduc, e același lucru, e același prezent. Și e același lucru. Ori cureți camionul, e prezent. Ori conduci, e prezent. Ori mănânci, e prezent. Numai prezent e. Voi cum vă pierdeți în trecut și în viitor, adică în gânduri, rămâneți acolo și le trăiți. Adică ceva imaginar, ceva din memorie trăiești și ceva din imaginar, deci ceva din psihic trăiești tu. Trebuie să te tragi din psihic, prin simțuri, în prezent. Ca să trăiești și aici, în fața ta. N-are legătură, prezentul nu are legătură cu acțiunea care o faci. Că toate acțiunile le poți face doar în prezent. Și când te gândești la trecut, viitor, tot în prezent poți să o faci. Nu te poți gândi în viitor la viitor. Sau în trecut la trecut. Nu știu, aia cred că e schizofrenie, psihoză, ce Dumnezeu e aia, nu știu, dar tu tot în prezent te poți gândi la trecut, că mi-am curățat camionul. Bun, da, eu folosesc aici o iluzie. Nu e o realitate.
îmi duc acum, e o realitate. Vedeți și voi. Și am lăsat-o așa la pilot automat ca să pot și discuta. Și deci cu afirmația aia, omul ăla se vede că nu știe ce e prezentul, nu trăiește prezentul. Adică se vede după cum se exprimă un om. Sau numai să-l auzi cum îți face afirmații sau chestii, el neștiind, netrăind. Nu poate să îți vorbească de ceva ce nu trăi, nu știu. Nu poate, știi? Una-i când trăiești și așa nu înțelegeți. Vezi, așa vă explic, un om care trăiește prezentul, nu înțelegi. Da, unul care nici nu trăiește prezentul, se explică. Prezentul e aici, total simțul. În care noi putem folosi gândirea doar dacă vrem noi. Da, asta e un pic mai... E atunci când îți observi mintea, când mintea se observă pe minte, atunci ai chestiile astea. Rămânem așa la prezent. Deci uite, așa e explicat, știi? Zice, uite, aici e prezent, o trecut. Sau pe altul auzăm, aici e prezent, deci ai viitor. Nu, că numai prezentul îi, știi? Da? Trăibil. Prezentul e superb. E o trăire peste a restul oamenilor din lumea asta, adică a tuturor oamenilor din lumea asta, e o trăire. Bun. Îi tot psihică, dar îi cele mai, e una dintre cele mai benefice pentru întreaga omenire, dar oamenii sunt pierduți în mintea colectivă a tuturor ceilalți și ceilalți ne trăim prezentul. Nu pot să ni se explice, ni să trăiască, să chinuie mereu, să chinuie, să plâng, să odată să optimiști, după aceea să pesimiști, să plâng mereu, să... Ok, vă mulțumesc!